Există unele schimbări în viață la care ne este greu să ne adaptăm. Nu doar schimbările în rău sunt dificile, ci chiar și la schimbări în bine poate să fie dificil să ne adaptăm. Pentru că atunci când suntem obișnuiți cu o situație, e bună sau e rea, ne simțim în largul nostru, este ceva ce cunoaștem. Când apare o schimbare, este deja o necunoscută. Se întâmplă chiar și cu experiențele pozitive, să ne dea peste cap, să nu putem să ne adaptăm. Și lucrul ăsta îl putem vedea și în situații, în schimbări extreme în viață. De exemplu, există unii copii care vin de pe stradă sau sunt orfani sau vin din familii disfuncționale și sunt adoptați de familii care funcționează bine, dar le este greu să se adapteze la noua situație bună. Și se întâmplă uneori ca acești copii în primele zile, în primele săptămâni de viață în noua familie să trăiască în continuare cu aceeași frică a faptului că s-ar putea să nu aibă de mâncare, cum au experimentat-o în trecut, și să înceapă să-și ia mâncarea din frigider, să o ducă la ei în cameră, să ascundă mâncarea de restul familiei. De ce? Pentru că deși situația s-a schimbat în bine, nouă ne este de multe ori greu să ne adaptăm la schimbarea în bine. Este un exemplu extrem, dar este real și ne face să ne gândim la dificultățile de adaptare pe care și noi le avem. Dar nu doar noi astăzi ne confruntăm cu aceste dificultăți de adaptare, ci și creștinii din primul secol, creștinii evrei și creștinii din Galatia aveau astfel de dificultăți, aveau probleme cu adaptarea la schimbare. Și Apostolul Pavel le scrie aceste cuvinte pe care le-am citit tocmai pentru că nu se relaționau corect la schimbare, la ceea ce trebuie schimbat și la ceea ce nu trebuie schimbat. Și ce învățăm astăzi din textul acesta e faptul că pentru că Dumnezeu este în controlul istoriei mântuirii, pentru că Dumnezeu schimbă sau lasă neschimbat, trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne adaptăm la ceea ce face Dumnezeu. Și vom înțelege această chemare privind la trei lucruri pe care le descoperim astăzi în textul nostru. În primul rând, în textul nostru vedem schimbarea făcută de Dumnezeu. Care este schimbarea făcută de Dumnezeu? O vedem din versetul 2, unde ni se vorbește despre o evanghelie propovăduită între neamuri. O vedem din nou versetul 3. Tit, un grec ce este tratat ca parte a poporului lui Dumnezeu, fără să fie circumcis. Acestea erau lucruri noi, lucruri care n-au existat înainte de Biserica Noului Testament. Până atunci, până în această perioadă, lucrarea lui Dumnezeu era în mod exclusiv în cadrul poporului evreu, între evrei. Și dacă voiai să fii în poporul lui Dumnezeu, trebuia să devii evreu. Dacă voiai să-L ai pe Dumnezeu ca tată, trebuia să devii evreu, să faci toate ritualurile, să respecti acel legământ care a fost dat evreilor. Și asta a fost valabil până la moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, pentru că după aceste evenimente, Domnul Iisus Hristos, prin apostoli, aduce în ființă o biserică. O biserică ce începe printre evrei, în continuare conține și evrei, sunt mulți evrei în biserică, dar conține și oameni din toate etniile care devin parte a poporului Dumnezeu, fără să fie evrei. Este o schimbare. Și este o schimbare ce e o schimbare în bine, nu e o schimbare în rău. De aceea și epistola către evrei vorbește despre faptul că avem un legământ mai bun. E o schimbare în bine. Nu e o dificultate pentru evrei, nu sunt mai multe legi pe care să trăiască să le țină evreii. E o schimbare în bine, este o lărgire, o deschidere a împărăției lui Dumnezeu.
Dar deși este o schimbare în bine, nu este o schimbare ușor de acceptat sau o schimbare la care oamenii obișnuiți cu altceva să poată să se obișnuiască. Atunci când Dumnezeu face anumite schimbări sau când Dumnezeu lasă neschimbat altceva, asta ne atrage atenția că Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Și problemele care apar aici în Galatia sau apar în altă parte, problemele vin întotdeauna din refuzul oamenilor care nu acceptă faptul că Dumnezeu este în control. Că El decide ce se schimbă și ce nu se schimbă. Tocmai de aceea, atitudinea pe care o avem față de Cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea pe care o avem față de intervenția lui Dumnezeu în istorie, scoate la iveală dacă avem supunere sau avem răzvrătire față de Dumnezeu. Dacă noi ne inventăm niște teorii prin care deciziile noastre au aceeași autoritate cu Biblia și putem să inventăm orice vrem sau putem să respingem ce a spus Dumnezeu prin apostoli, atunci ce scoate la iveală teoria noastră? Supunere față de Dumnezeu sau răzvrătire? Este la iveală răzvrătirea față de Dumnezeu. Că nu vrem ca Dumnezeu să fie în control, nu vrem ca ceea ce Dumnezeu a spus să fie valabil, vrem noi altceva, vrem noi să fim în control. Dar când privim la Scriptură, ne dăm seama că nici măcar apostolii nu sunt în control. Nu ei fac schimbările, nu ei stau să inventeze ceva, ci primesc cuvântul lui Dumnezeu, primesc o revelație de la Dumnezeu. Sunt trimiși, sunt învățați de Hristos, trimiși direct de Hristos. Apoi revelația continuă și în această perioadă în care scrie Apostolul Pavel. Și ne aducem aminte din Cartea Faptele Apostolilor cum Petru are acea viziune cu animale necurate și apoi Dumnezeu îi vorbește și îi spune că acele reguli ale vechiului legământ cu animale curate și necurate nu mai sunt valabile. Dacă ne gândim la Conciliul de la Ierusalim din Fapte 15, marea parte a capitolului ce ne descrie ce s-a întâmplat acolo este o discuție, este o dezbatere despre ce înseamnă Scriptura pe care o aveau ei până atunci, Vechiul Testament, care prevestea faptul că oameni din alte națiuni vor deveni parte a poporului Dumnezeu. Nu-i prima schimbare. Nu-i primul moment în care Dumnezeu face o schimbare și noi trebuie să ne adaptăm la Cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce schimbă Dumnezeu. Întreaga Biblie este o istorie a intervențiilor lui Dumnezeu în lume și fiecare etapă nouă a istoriei aduce lucruri noi, aduce schimbări, dar acum este ultima schimbare. Este ultima schimbare, tocmai de aceea Apostolul Petru spune în predica pe care o are în Faptele Apostolilor, spune că acestea sunt zile din urmă. S-a împlinit acea profeție care vestea venirea zilor din urmă. Biserica reprezintă ultima etapă, ultima schimbare pe care Dumnezeu o face în cadrul acestei istorii a mântuirii. Ce înseamnă atunci asta pentru noi? Ce înseamnă pentru noi faptul că trebuie să ne adaptăm la schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o? Și noi suntem în aceeași epocă a bisericii în care erau și cei din primul secol. Și noi suntem în aceeași epocă a zilor din urmă în care avem parte de aceeași schimbare. Noi acum luăm de agata faptul că biserica este peste tot în lume și include oameni de toate naționalitățile, dar atunci, biserica fiind la început, această noutate era ceva dificil de înțeles, dificil de acceptat. Dar deși acest lucru noi putem să-l înțelegem mai ușor astăzi, 2000 de ani mai târziu, putem să privim la această situație și să ne întrebăm și noi, în cazul nostru, cât de în largul nostru ne simțim cu ideea că Dumnezeu este în control.
că Dumnezeu decide. De multe ori nu ne simțim în largul nostru cu această idee. De multe ori nu ne place să nu fim noi în control. De multe ori nu ne place că Dumnezeu a schimbat anumite lucruri sau că Dumnezeu nu schimbă anumite lucruri. Dar asta înseamnă credință, asta înseamnă încrederea. Asta înseamnă să ne încredem în Dumnezeu, să acceptăm faptul că Dumnezeu este în control și să ne bazăm pe asta. Să ne bazăm pe faptul că Dumnezeu este în control, să ne încredem în El, în cuvântul Lui, în deciziile pe care Dumnezeu le face. Dar ce se întâmplă când nu te încrezi în Dumnezeu? Ce se întâmplă când nu accepți faptul că Dumnezeu este în control? Asta ne aduce la următorul lucru pe care vedem în textul nostru. În al doilea rând, în textul nostru vedem aici o lipsă de adaptare. Unde e lipsa de adaptare? O vedem aici în versetul 4. Putem să privim, să vedem cum îi descrie Apostolul Pavel pe cei care nu s-au adaptat la schimbarea adusă de Dumnezeu. Frați mincinoși sau frați falși, probabil o traducere mai fericită ar fi frați falși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne ducă la robie. Pavel îi numește pe acești oameni frați falși. Unii oameni probabil în Galatia, alți oameni și în alte regiuni. Oameni care nu s-au adaptat la schimbare. Și nu doar că ei nu s-au adaptat, dar fiind vorba de o schimbare ce are de-a face cu relațiile celor din jur, cu relațiile pe care le au cu oamenii din jur, nu suportau nici pe alții să vadă că s-au adaptat la această schimbare și promovau respingerea acestei schimbări. Erau oameni în cadrul bisericii, posibil și slujitori, erau oameni care erau foarte religioși, dar religiozitatea lor era greșită pentru că nu era sincronizată, nu era conform cu revelația cuvântului Dumnezeu. Doar pentru că ești religios, doar pentru că ești zelos, nu înseamnă că ai dreptate. În altă parte, în Noul Testament, vedem că avem o întreagă epistolă, epistola către evrei, care a fost scrisă unor oameni care începeau să fie din nou fascinați de toate simbolurile și de toate practicile din Vechiul Testament și voiau să se întoarcă la acea închinare, la acele jertfe, la acele lucruri din Vechiul Legământ. Au rămas blocați în acel vechi legământ. Lipsa de adaptare ne marchează atunci când nu vrem să renunțăm la control. Când nu vrem să renunțăm la decide noi. Dar dacă vrei să fii tu într-un control deplin asupra vieții tale, atunci te vei afla în conflict cu Dumnezeu. Când vrei tu să-ți controlezi pe deplin viața, să fii tu stăpânul vieții tale, atunci iei ceva care îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat controlul asupra unor lucruri să le decidem noi, dar nu asupra tuturor lucrurilor ca să le decidem noi. Sunt unele lucruri pe care noi nu avem dreptul să le alegem noi, să le decidem noi. Trebuie să-i cedăm lui Dumnezeu prioritate și să urmăm ce spune El, nu ce ne place nouă. Există o limită în ceea ce putem noi să decidem. Și există două moduri în care putem să fim neascultători în ce privește această limită. Fie să permitem ceva ce este interzis de Dumnezeu sau să interzicem ceva ce este permis de Dumnezeu. Și ca să vedem cum s-ar aplica această lipsă de adaptare în alte situații, putem să luăm în considerare alte exemple. De exemplu, în căsătorie, Dumnezeu ne-a dat o libertate limitată de alegere. Putem să alegem cu cine să ne căsătorim. Nu scrie în Biblie numele persoanei care trebuie să te căsătorești. Nu o să spună pastorul sau biserica cu ce persoană trebuie să te căsătorești. Dar există niște limite și limitele constă în faptul că în cuvântul lui Dumnezeu vedem lucrul acesta,
că persoana trebuie să fie de sex opus și că trebuie să fie o persoană credincioasă. Deci avem oarecare libertate, dar avem și o limită la această, limită la această libertate. Cum am putea să permitem ceea ce este interzis? Permiterea homosexualității sau permiterea căsătoriei cu persoane necredincioase? Cum am putea să interzicem ceea ce este permis? Să facem alte restricții, să inventăm alte reguli, să spunem că trebuie să ai neapărat o anumită sumă de bani sau că trebuie neapărat să ai un anumit salar sau că trebuie neapărat să dai o petrecere mare care să coste 10.000 de euro sau că trebuie neapărat să ai o anumită vârstă pe care să o impunem noi ca regulă. Ar fi o limită pe care Dumnezeu n-a pus-o. Am interzice ceva ce este permis. Asta se întâmplă și când vine vorba de schimbările care sunt aduse de Dumnezeu în istoria mântuirii. Există două moduri de a te raporta greșit la schimbare. Fie schimbi ceva ce Dumnezeu lasă neschimbat sau rămâi la ceva ce Dumnezeu a schimbat și e expirat. Și vedem din nou lucrul acesta în Scriptură, vedem anumite lucruri, nu doar circumcizia de care se discută acum aici în Galateni, ci vedem și alte lucruri. Vedem că legile ceremoniale în Vechiul Testament includeau și anumite ritualuri și anumite reguli pentru alimentația oamenilor. Că în Vechiul Testament Dumnezeu a dat niște legi simbolice prin care erau foarte reale și care trebuiau ascultate, dar care aveau menirea pentru o vreme să învețe pe oameni câte ceva despre realitatea spirituală, anumite principii spirituale. Începând cu acel legământ de la Sinai, anumite mâncăruri în poporul Israel n-au fost permise, altele au fost permise în continuare. Dar vedem că Domnul Iisus Hristos spune că nu ce intră în corp ne spurcă și ceea ce iese și evanghelistul comentează că prin asta a făcut toate alimentele curate. Vedem vedenia pe care o are Apostolul Petru, din nou ne confirmă faptul că nu se mai aplică. Apoi Apostolul Pavel în Coloseni și în alte locuri vorbește despre faptul că nicio mâncare nu e necurată și nu mai suntem sub acele legi. Dar dacă nu ne adaptăm la această schimbare pe care o face Dumnezeu, o să cerem din nou să se respecte acele reguli, să nu mâncăm anumite animale, sau putem să schimbăm noi, să facem noi o altă schimbare, să interzicem un aliment sau să interzicem ceva ce Dumnezeu a lăsat chiar și în Vechiul Testament să fie folosit, de exemplu vinul, să interzicem alcoolul. Deci fie că rămânem blocat la anumite reguli temporare care nu se mai aplică, sau că inventăm noi alte lucruri, că facem noi schimbări, în ambele situații nu reușim să ne adaptăm la cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem sincronizați cu Dumnezeu, suntem în conflict cu Dumnezeu. Și tocmai de aceea vedem că acest conflict cu Dumnezeu este o treabă foarte serioasă. Apostolul Pavel aici îi numește frați falși. Folosește un cuvânt foarte dur pentru a descrie acești oameni care s-au strecurat în biserică. Sunt falși, sunt descriși în antiteză cu Dumnezeu, antiteză cu biserica, sunt descriși ca dușmani ai Evangheliei, sunt oameni descalificați în a avea comuniune cu Dumnezeu. Atunci când ne atribuim dreptul să facem lucruri pe care nu avem dreptul să le facem, să decidem, când ne atribuim noi autoritatea, ne situăm în conflict cu Dumnezeu. Și aceasta este o problemă foarte serioasă. Față în față cu acest lucru care s-a întâmplat în istorie de multe ori, cu acest pericol care s-ar putea să ne afecteze și pe noi, putem să ne întrebăm cum ar trebui să reacționăm noi, cum ar trebui să ne pregătim noi, cum ar trebui să ne pregătim inima, mintea, să ne cercetăm ca să ne ferim de această problemă, de acest pericol. Asta e cel de-al treilea lucru pe care îl vedem aici în textul nostru. Vedem
care este răspunsul, care este reacția apostolului Pavel? Cum trebuie să ne raportăm la cei ce se răzvrătesc față de Dumnezeu și nu acceptă schimbarea adusă de Dumnezeu? La cei care promovează idei care se află în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu, cu însuși Dumnezeu. Vedem soluția lui Pavel aici în textul nostru din versetul 5. Apostolul Pavel spune: noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. În răspunsul, în reacția lui Pavel, vedem că ceea ce primează, ceea ce e cel mai important, nu este ascultarea față de oameni, ci ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Doar pentru că acei oameni s-au strecurat în biserică, doar pentru că au devenit influență în biserică, așa cum s-a întâmplat aici în această regiune, în bisericile din Galatia, doar pentru că acei oameni s-ar putea să fi dobândit un anumit rol, o anumită funcție în biserică, nu înseamnă că trebuie ascultați. Ceea ce primează în biserică nu este o birocrație bisericească, ci adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, dacă vă aduceți aminte duminicile trecute, apostolul Pavel spune că oricine ar veni cu ceva ce se află în conflict cu Evanghelia, oricine ar veni cu o altă propovăduire, și dacă vine un apostol, și dacă vine un înger din cer, dacă spune ceva contrar vestirii inițiale, să fie anatema. Ceea ce primează este adevărul Evangheliei, adevărul vestirii inițiale a apostolilor. Chiar și apostolii, chiar și îngerii și-ar pierde legitimitatea și autoritatea atunci când nu ar mai fi în supunere față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, orice slujitor, că e înger din cer, că e apostol, că e pastor, că e episcop, că e prezbiter, devine fals. Este în conflict cu Dumnezeu. Este în conflict cu Evanghelia. Slujitorii care sunt menționați aici sunt descriși ca fiind falși pentru că ceea ce promovau ei se afla în conflict cu Evanghelia. Tocmai de aceea, în perioada Reformei, bisericile Reformei au folosit acest limbaj al falsității pentru a descrie biserica medievală. Nu pentru că în biserica medievală nu ar mai fost nimic bun, că și oamenii aceștia din Galatia credeau și lucruri bune și făceau și lucruri bune. Dar este vorba de susținerea unei erori atât de grave care subminează Evanghelia. Mai sunt frânturi de adevăruri, frânturi de Evanghelie chiar și în ceea ce credeau și promovau acești oameni de aici din Galatia, dar eroarea lor este atât de mare încât subminează și acele rămășițe ale Evangheliei. Mai sunt chiar și credincioși adevărați, înșelați pentru o vreme de acești slujitori falși în aceste biserici, și tocmai de aceea Pavel le scrie ca să se întoarcă la adevăr, să nu se mai lase înșelați, să nu se mai lase duși în robie. Tocmai de aceea reformatorii din epoca medievală, reformatorii la sfârșitul epocii medievale au descris această epocă medievală ca o epocă a robiei bisericii. Nu că n-ar mai fi fost o biserică adevărată în Evul Mediu, dar că și rămășița de biserică adevărată din acea vreme a fost înrobită de ceea ce era fals. Aceste învățături false care se află în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu, care subminează Evanghelia, duc la înrobirea, la oprimarea credincioșilor adevărați care sunt înșelați și devin captivi unor lupi îmbrăcați în haine de oaie. Atunci când noi îi cedăm lui Dumnezeu controlul, atunci când nu acceptăm cuvântul Său, când vrem noi să ne impunem ideile noastre,
care sunt în conflict cu Dumnezeu. Atunci ajungem să fim dușmani lui Dumnezeu. Atunci ajungem să fim falși. Este o problemă gravă ce o vedem aici pe paginile Scripturii, vedem că s-a întâmplat deja acolo în primul secol, la câțiva ani după ce Apostolul Pavel a înființat biserica. S-a întâmplat de nenumărate ori în istorie. Este o problemă ce poate să apară chiar și în viața noastră. De aceea trebuie să fim atenți, să nu ne lăsăm înșelați, să cunoaștem bine cuvântul, să cunoaștem bine Evanghelia, să cunoaștem ce a schimbat Dumnezeu și ce a lăsat neschimbat. Să ne aducem aminte de multe ori faptul că Dumnezeu este în controlul istoriei, Dumnezeu este în controlul bisericii, este biserica sa. Noi suntem ai Lui, tocmai de aceea El decide încotro merg lucrurile, de aceea trebuie să urmăm cuvântul Său, nu ideile noastre, nu ce ne place nouă sau nu ne place nouă. Dumnezeu decide ce se schimbă, ce nu se schimbă și Dumnezeu decide care sunt lucrurile pe care nu ni le-a prescris și ni le-a lăsat să le decidem noi. Trebuie să ne cunoaștem limitele libertății noastre creștine și să nu luăm asupra noastră ceea ce nu ni se cuvine. Uneori s-ar putea să nu ne placă, dar nu-i nimic. Nu trebuie să ne placă totul. Uneori nu ne plac lucruri nu pentru că acele lucruri sunt rele, ci pentru că noi suntem răi. Pentru că noi suntem pervertiți. Chiar și când nu ne place ceva, chiar și când s-ar putea să simțim că nu suntem de acord cu ceva ce spune Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu este adevărul și trebuie să fie urmat. De aceea trebuie să ne smerim, trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, nu doar din teama de a nu fi dușmanii lui Dumnezeu, dar înțelegând faptul că este mai bine ca Dumnezeu să fie în controlul istoriei, să fie în controlul vieții noastre, El care este atotputernic și iubitor, decât noi, oameni păcătoși, limitați, stricați, capricioși, care nu știm ce este bine, care dorim lucruri care ni se par bune pentru o vreme și după aceea ne duc la ruinare. Trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, să-i acordăm prioritate lui Dumnezeu, să ne încredem în cuvântul Său mai mult decât în ideile noastre, tocmai pentru că El este atotputernic și iubitor. Să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim că prin cuvântul Tău Tu ne descoperi ceea ce faci în istorie, ceea ce ai început să faci în viața noastră. Îți mulțumim că atunci când greșim, Tu ne musti cu blândețe, îți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul și ne-ai lăsat slujirea bisericii ca să ne readuci aminte de adevărul Tău, de adevărul Evangheliei, de adevărul legii care să ne călăuzească. Te rugăm să ne dai smerenie, să ne dai înțelepciune, ca aceste cuvinte pe care le citim și pe care le auzim citite și explicate, să nu le uităm, ci să ne le aducem aminte atunci când suntem în situații dificile în această viață, atunci când suntem în confuzie, să ne îndreptăm spre cuvântul Tău și să ne încredem în adevărul pe care Tu ne-l descoperi. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.